Din cauza că sunt prea mulți pacienți în spital, toate paturile sunt ocupate. E ceea ce vă putem oferi pe moment. Un ceașaf? Păi, pe mine mă doare spatele, că de asta mă internez. Și tu mă pui să dorm pe jos? Ordinul vine de sus. Și se pare că se duce tot mai jos pe ceașaful ăla aterizat. Doar în felul acesta vă putem ajuta. Cu un tratament specific pentru durerile de spate. Că doar dacă mă culcați drept pe jos, nu-mi dați și mai multe dureri de spate. Dar dacă stau și mă gândesc acum la ce-mi faceți, mă apucă și dureri de cap. V-am explicat situația. Eu acum trebuie să mă ocup și de alți pacienți. Stați așa. Mai bine mă duc eu acasă și mă culc pe salteaua mea pufoasă și dumneavoastră îmi dați niște pastile pe care le iau. Ați fost internat pentru o săptămână. Nu mai aveți cum să plecați. Cum adică? Sunt prizonier în spital? Nu, desigur că nu. Dar dacă nu sunteți cu minte, vă putem lega de... De... ce așa? Găsim noi ceva. Deci, prizonier. Pacient. Prizonier. Vă doresc însănătoșire grabnică. Ce mă fac? 4 suplimentare. Poate nu e chiar atât de nașpa. Spatele meu! Pâine cu margarină? Asta e tot? Ăsta da regim alimentar. M-am văzut cu burtă și vor să mă pună la slăbit. Ce-i chestia aia din luna noastră? O seringă! E tratamentul tău! Eu mă gândeam la niște pastile. Ce bine e că nu toată lumea a făcut medicină. Întorceți-vă! O să vă înțepe doar puțin. Dar mi-e frică de injecții. Închideți ochii și gândiți-vă la ceva frumos. Da. Da. E o idee bună. Nu, nu, nu! Vreau înapoi în parc! Nu! Gata! Vedeți cât de ușor a fost? Da. Acum pot să dorm și eu, liniștit. Va trebui să mă vedeți din 6-6 ore cu câte o injecție în mână. Poftim? Somn ușor și vise plăcute. E un coșmar. Tot ce mi se întâmplă aici e un coșmar. Trebuie să evadez. Am uitat de durerile de spate. Să ies din spital, că au și paznici, și medicii și asistentele astea se tot plimbă pe aici.
Fantomă mă făcui și îi bântuiesc pe toți. E cam fricoșător. Știam eu că directorul vrea să cumpere cuiere noi, dar nu m-am gândit că o să fie în formă de fantomă. Sper să plece cât mai repede. Da, chiar că mă faci să-mi fie frică. Gata, acum nu mai ești chiar de groază. Da? Adică nu e. Ești sigură? Te-ai uitat peste tot? Bine. Nebunul ăla cu durerile de spate a evadat. Așa. Căutați-mă voi prin alte părți, dacă eu ies pe ușa din față. Gata, sunt doctor cu două brațe. Ce căutați aici? Cred că m-am rătăcit prin spital. E prima mea zi de lucru. Avem un caz grav, vă rog, veniți! Tocmai vă spuneam că sunt nou. Toți ceilalți doctori sunt ocupați. Nu mai este nimeni în afară de dumneavoastră. Trebuie să mergeți. Bine. Nu arată prea bine. V-am spus eu, nu e într-o stare prea bună. Nu-i nimic. Îl reparăm imediat. Reparăm? Însănătoșim. Perfect. Observ că și el e tot pe un ceașaf pe jos. Nu sunt... Paturi, am înțeles situația. O tratez? Nu vedeți ce fericit pare acum? Are nevoie de tratament! Da, cu 5 pastile scapă. Eu mă gândeam la injecții cu... Fără injecții! Păi, sunt cele mai indicate în cazul lui. Cum spuneam, tratamentul la care vă gândiți e același cu cel pe care l-am și eu în minte. Foarte bine, doamna asistentă. Mă face să roșesc, domnule doctor. Ați putea deveni un medic de excepție. Domnule doctor, sunteți atât de bun cu mine. Poate chiar directoarea acestui spital? Deja mergeți prea departe. Vă spun doar adevărul. Așa că vă rog să-i administrați tratamentul adecvat. Imediat, domnule doctor. Păi, încă nu l-au găsit? Unde ar putea fi? Știi cumva dacă avem vreun doctor nou în spital? Nu? Păi, eu tocmai... mai căutați-l.
ce m-a păcălit pacientul cu dureri de spate, culcat pe jos, a evadat. Mai speriat! Ce facem ca... Păi mai speriat! Acum mănânci pâinea de pe jos. Da. Știam eu că directorul vrea să cumpere cuiere noi, dar... Nu m-am gândit că o să fie în formă de fantomă. Toți ceilalți doctor. Ești ca un robot alea. Nu pot că-i față caragioasă.